din ce știți din teren, sunt sisteme vechi de operare sau sisteme moderne cu licență? Hibrid. E hibrid. Sunt instituții care sunt la zi, să spunem, și cu licențele și cu infrastructura, cu echipamentele. Sunt instituții în care încă mai găsim Windows 98, Office 97, în prefecturi, de exemplu. Da. Bine, ține de MAI, dar mi-am mai spus colegii. Cum e situația? Suntem în 2021. Și avem prefecturi care operează pe Windows 98. Eu cred că drama e alta, că sunt Windows 98 și Office 97, dar nici alea nu sunt folosite. Cred că drama e nivelul foarte scăzut al abilităților digitale din administrație. Adică noi putem lua licențe la zi și echipamente la zi, dar dacă nu vor fi folosite, degeaba am investit în ele. Și cred că asta e o componentă foarte importantă pe care trebuie să ne concentrăm. Ridicarea nivelului de competențe. Când spuneți dramă, presupun că aveți și o imagine. Acele calculatoare nu se deschid? Ce se întâmplă cu ele? E empirică imaginea asta. Deci vă spun încă o dată. Studiul e în curs de rulare. Spun dramă pentru că asta e o frână de mână pentru orice efort de digitalizare al administrației. Adică avem o administrație care, chiar dacă ar beneficia de calculatoare, de licențe, de tot ce înseamnă modern, o parte din oameni nu le-ar folosi. Le-ar ține închise. Da, le-ar ține închise.